Salut! Azi o să vă arăt cum să faceți cireșe ca acestea. Sunt foarte drăgălașe și foarte ușor de făcut. Ne trebuie 10 elastice roșii și 2 verzi și o inghiță. Așa. Luăm un elastic roșu și îl învârtim de 3 ori. Așa. Apoi luăm 4 elastice roșii, le punem pe inghiță și cel învârtit de 3 ori îl dăm peste. Așa. Așa. Bun. Apoi luăm un elastic verde, îl punem pe iglință, luăm elasticele roșii și le dăm peste. Așa. Și partea asta din spate, vedeți? Partea asta o dăm afară. Așa. Și tragem. Deja am făcut prima cireașă. Acum mai trebuie să facem încă una. Luăm un elastic roșu, îl punem pe ingliță și îl învârtim de 3 ori. Așa. Și luăm restul de elastice roșii, le punem pe igliță și elasticul învârtit de 3 ori îl dăm peste. Așa. Îl aranjăm. Așa. Și luăm un elastic verde și elasticele roșii le dăm pe cel verde. Așa. Iar elasticul ăsta din spate îl dăm peste. Așa. Și îl scoatem. Iar cele două cireșe, acum trebuie să facem un nod. Le punem pe acestea așa. Capătul ăsta îl punem aici, încât să ne rămână așa. Apoi, plasticul ăsta îl dăm pe cireașa lui. Și tragem. Și așa s-a făcut un mic nod. Și gata. Avem cireș. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Ne vedem mâine. Pa!